Și lângă mine, nu știu, așa s-a nimerit, se așează doi tineri, martorii lui Jehova. Exact ce îmi lipsea în ziua plin de oboseală. Se așează lângă mine, s-a uitat așa puțin la mine și mă întreabă, doriți să aflați despre Jehova? Și zic, da, spuneți-mi și cine este Jehova? Păi Jehova este Dumnezeu Tatăl, care nu este egal cu Dumnezeu Fiul. Evident, am început să-i combat cu cuvintele cele mai bune și nu mi-am dat seama că în jurul meu se strânseseră vreo 20 de oameni și când am terminat, aceștia s-au luat catrafusele și au început să plece, sigur, bombănind și fiind foarte supărați. V-am Normal. spus aceasta ca pe o întâmplare la care să fiți atenți Da. unde anume vă situați, pentru că vorbim despre paza simțurilor. Exact. Da, trebuie, nu trebuie lăsați, cumva sunt foarte, foarte obraznici și așa foarte naivi în demersul lor. Cum poți tu să vii la niște creștini cu care au în spate 2000 de ani de tomuri întregi, de teologie, oameni sfinți care au trăit Evanghelia, au împlinit-o în faptă, au lăsat scrieri mai departe și vii tu în 2022, tu, pastor, tu, ce ești tu acolo, baptist, protestant, și interpretezi tu. Cum sună asta? Adică avem, noi avem Sfântul Vasile cel Mare, eu am gură de aur și sute de sfinți care au interpretat și au trăit o viață curată și vine un nea Vasile care a mâncat și el o friptură la prânz și acum vine și îmi citește-mi, stai că ți arăt din Biblie și începe el să ca o poezie așa să cum cât de obraznic și de O să termin cu nebunie asta. totală. Este nebunie totală și îmi pare rău și asta de asta m-a agit și am să repet de acum înainte, pentru că am văzut creștini ortodoxi care se timorează, care da, uite are dreptate. Băi, cum să-i dai dreptate? Cum să crezi ce spune copilașul ăla în ale creștinismului care recită o poezie care a învățat-o de la Asta pastor? nu este copilaș, nu este copilaș. Este un împotrivitor. Copiii nu pot fi împotrivitori. Am vrut Nu să fiu este de un acord. împotrivitor. Cu bună știință. Chiar eu le-am spus la final, nu știu cine v-a dat voie sau cine v-a trimis aici să propovăduiți pe Hristos, lui Hristos. Adică tu vii să-mi vorbești despre Hristos când eu sunt cu Hristos. Cum poți să-mi vorbești despre așa ceva? E ca și cum ai vorbi cu mine despre mine. Nu există așa ceva. Sunteți nebuni. Și am spus, Corect. nu că noi ne mântuim cu Scriptura, ci am spus, da, părintele Elie Cleop a spus foarte frumos, sectarii vor merge în iad cu Scriptura lor în mână, cu Scriptura lor, nu a noastră. Pentru că a noastră este sfântă, este dreaptă și adevărată, a lor este închipuire și modificată după bunul plac, ca să corespundă propriilor nebunii și întunericimi a minții. Exact, că asta e încă un argument. Sfinții noștri părinți au tâlcuit Sfânta Scriptură în greaca veche. Adică au avut asta, textul, varianta cât mai curată și mai originală. Nu 10.000 de traduceri și interpretări și schimbări și ajustări, așa cum au ei varianta de astăzi, foarte convenabil livrată cât mai mult. Și, repet, sunt învățați câteva poezii și dacă îi lăsați să înceapă cu poeziile, e gata, ați... Am mai avut o discuție cu niște tineri intitulați Biserica Sfinților din zilele de pe urmă. Sunt blondinii aceia care umblă cu ecusonul pe cămașă și albă. Aia Da, sunt avem cine delicioși așa. pentru Avem experiență. cine așa. Da. Și le-am întrebat, dar cine sunt Sfinții din zilele de pe urmă? Păi biserica noastră. Și am zis, bun. Și de la voi, cât se mântuiesc? Păi doar 100. Și ăștia la alții, ce faceți? Păi nu știu. Păi zic, nu sunteți voi puțin nebuni în gândire? Adică de la voi se mântuiesc doar 100, voi propovăduiți sfinții din zilele de pe urmă, dar se mântuiesc doar de la voi. Ce folos am eu dacă vin la voi? Pentru că voi nu mi-au oferit mie garanția mântuirii. E ca și cum eu Aplaudăm. mă duc la un chirurg să mă opereze pe inimă, iar ăla e ortoped. Se poate așa ceva? Și a zis, nu că se mântuiesc doar 100, da, am înțeles că se mântuiesc doar 100, dragule. Dar cu ceilalți ce se întâmplă? Păi noi nu știm, nu ne-am învățat. Copiii cu foarte mult bun simț. Și l-am explicat, dragilor, uitați cum stă treaba. Religia voastră este înființată de unul care a vrut să se mântuiască doar el, prin prisma păcatelor și a pornirilor trupești. Pentru că cei care se numesc sfinții din zilele de pe urmă sunt Biserica Mormonilor. Le-am explicat de unde vine secta lor, cu ce se ocupă secta lor. Au rămas foarte impresionați. Și le-am zis, la noi în Ortodoxie a murit unul pentru toți, nu toți pentru unul. La noi în Ortodoxie ne mântuim cu toții.
toți care vor să se mântuiască, se mântuiesc. La voi doar 100 și nu știți care să ia 100. Zic aici ca la jocurile de noroc. Bași 10 milioane și scoți un leu. Cum fac și la tine care vin săraci să se plângă la mine, că au băgat 100 de milioane și au scos 5 lei, vin cu acatist de ajutor. Băi, ai nebunie. Da. S-au întors tinerii aceia și au vrut să fie botezați, au rămas la noi în țară. Acum, unul dintre ei este profesor de religie, iar celălalt și-a făcut o familie frumoasă și-a botezat copiii în ortodoxie, este nelipsit de la biserică. Discuția aceasta cu ei am avut-o când eram eu clasa a 10-a. Am păstrat legătura, da, am păstrat legătura, sunt niște oameni deosebiți, ei sărăcuții vorbeau despre ceva ce nu știau, despre ceva ce nu trăiau și nici nu au fost învățați. Iar le-am explicat adevărul de credință. I-am luat duminica cu mine la biserică și le-am spus, uite, veniți prima dată voi la mine la biserică și a doua duminică vin eu la frățiile voastre. I-am dus la biserica Sfântul Antonie, Curtea Veche, și am stat acolo la rugăciune de dimineață până seara. Seara când am plecat, erau amândoi liniștiți, fără de griji, și zice, nici nu ne-am dat seama că nu ne este foame sau sete. Și am spus, iată, o linguriță, un vârf de linguriță din ceea ce înseamnă trăirea în Hristos. Nu a mai fost nevoie să merg eu duminică următoare la ei, pentru că a doua zi au spus că vor să se boteze. Superb. Da, deci se poate. Așa că fruntea sus și nu cădeți. Dacă vă întreabă cu spovedania, cu părinții, spui, frate, că ai internet, caută pe internet, sunt atâtea articole scrise, pe doxologia, sunt răspunsuri. Dacă chiar vrei să afli, avem justificare teologică și scripturistică pentru absolut tot ce este în Biserica Ortodoxă. Că-i preot, că-i icoană, că-i botezul copiilor, că-i sfinți, moaște, orice, există justificare, nu dați înapoi și nu vă lăsați intimidați de astfel de răvoitori, cum foarte bine a spus. Am vrut să fiu drăguț, dar sunt foarte obraznici și trebuie puși la locul lor, efectiv. Legat de lucrul acesta, că ei aleg să se lege de spovedani într-un mod lezant și dureros, am mai spus odată, cred, diavolul, dacă vrem să postim, ne ajută că nu ne dă foame, dacă vrem să mergem la biserică, ne lasă, nu ne pune piedici, dacă vrem să ne rugăm, ne lasă, nu ne pune piedici. Două lucruri ne lasă să facem, să ne spovedim și să ne smerim. De ce? Că prin spovedanie se iartă toate păcatele mărturisite și zapisul păcatelor pe care diavolul avea asupra noastră se arde, iar prin smerenie îl ardem pe el însuși. De aceea ei se leagă de spovedanie, pentru că este taina care îi arde și deranjează. Nu vorbesc ei, ci vorbește stăpânul lor. Noi, în biserică, ca preoți, când deschidem predica, spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, adică numele cui vorbim, cine ne-a dat demnitatea de a vorbi, prin puterea cui vorbim, pe cine propovăduim și cine ne poartă în propovăduire. Ei, dacă nu vorbesc în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, vorbesc în numele altcuiva. Cel ce nu vorbește în numele Luminii, vorbește în întuneric. Exact. Da. O să mai discutăm. Eu încerc așa, aproape la fiecare emisiune să discut, că am văzut că sunt foarte agresiv, mai ales pe TikTok și pe Facebook, foarte, foarte agresiv și nu-i problemă. Ne ajustăm și noi discursul, că eu până acum n-am prea intrat în contact cu ei și... Da, eu când văd așa agresiv, îi las să-și termine scriptul, inclusiv turuiala cu citate și la final îl întreb. Te-a lăsat satana în pace, putem să vorbim? Și atunci se întorc și pleacă.